Supă cremă de sfeclă, ce beneficii are și cum se prepară rapid sfecla roșie, un aliment nu foarte popular în bucătărie, este recunoscută pentru proprietățile sale de prevenire și chiar tratarea unor afecțiuni, dar și pentru aportul de acid folic, vitamina B9, necesar dezvoltării armonioase a copiilor și necesar menținerii sănătății la adulți. Mai mult, îmbunătățește metabolismul, contribuie la combaterea anemiei și la detoxifierea ficatului. Aroma dulcea a sfeclei vine în completarea efectelor benefice pe care le are consumul ei. Așadar, e indicat să introduci sfecla în alimentația ta și a copiilor tăi, nu numai pentru că este foarte sănătoasă, ci și pentru că are un gust deosebit de plăcut. Dacă te întrebi cum să consumi sfecla, propunerea noastră este una pe cât de simplă, pe atât de gustoasă, sub formă de supă cremă. Rapid de preparat, supa cremă de sfeclă poate fi consumată atât la masa de prânz, cât și la cină. Rețeta de supă cremă de sfeclă Ingrediente pentru 4 porții 2 linguri de ulei de măsline o ceapă medie, mărunțită 2 tije de țelină, mărunțită un morcov curățat și mărunțit 3 căței de usturoi 3 sfecle mari sau 6 mici, curățate și toiate felii 4 când de supă de legume smântână pentru servire busuioc proaspăt pentru servire. Mod de preparare Într-o cratiță, se va pune uleiul de măsline la încins, la foc mare. Se sotează în ulei ceapa, țelina și morcovul, amestecând ocazional 5 minute. Se adaugă apoi usturoiul și se mai gătește un minut, nu mai mult, pentru că se va arde usturoiul și va căpătea un gust amar. Se încorporează imediat sfecla roșie și se mai sotează încă 2-3 minute se toarnă supa de legume, se dă în fiert, se acoperă cratița și se lasă să fiarbă la foc mic 20-30 de minute, adică până când sfecla este moale. Se folosește apoi blenderul pentru a se transforma compoziția în supă cremă, se asezonează cu sare și piper și se servește fierbinte. Se poate garnisi cu smântână și cu crenguțe de busuioc proaspăt. De asemenea, se poate servi cu crutoană sau cu făcacia o porție de supă cremă de sfeclă roșie, are 172 de calorii, dacă este consumată ca atare, fără crutoane, 13 grame de carbohidrați, 6 grame de proteine, 7 mg de colesterol, 401 mg de potasiu, 6 grame de zahăr, 52,7% vitamina A și 5,7% vitamina C. Pe scurt, motivele pentru care se consumi supă cremă de sfeclă roșie în mod regulat. Stimulează digestia și te ajută să slăbești, oferă organismului o porție zdragănă de nutrienți esențiali, începând de la proteine și până la vitamine, minerale și antioxidanți, contribuie la regularea tensiunii arteriale, îmbunătățește performanțele atletice, combate procesele inflamatoare din organism, îmbunătățește sănătatea digestivă, susține activitatea cerebrală, este sățioasă și gustoasă, este ușor de preparat. Nu numai supa de sfeclă roșie este foarte gustoasă și sănătoasă, ci și sucul de sfeclă roșie. Acesta conține mai multă betalanină decât supa, însă supa vine cu o porție mai mare de fibre. Sucul de sfeclă este folosit pe post de remediu naturist pentru purificarea sângelui și pentru detoxifierea ficatului de sute de ani. Totodată, acest suc este considerat un aliat bun în tratarea anemiei și a deficitului de fier. Atleții sunt în mod deosebit încurajați să bea sut de sfeclă în cantități mari, întrucât acesta stimulează oxigenarea la nivel muscular. Alte moduri în care poți consuma sfecla roșie. Sub formă de salată, alături de spanac, varza cale, salată verde sau lăptuci, dar și sub formă de sos, preparat prin amestecarea sfeclei mărunțite la blender cu iaurt grecesc. Indiferent de modul în care alegi să consumi sfecla roșie, în mod cert vei beneficia de proprietățile acesteia. Sănătate Consumați cu încredere sfeclă, deoarece curăță sângele și ați văzut câte vitamine și minerale are și cât de.